Vă salut, prieteni, bine ați revenit la un nou video de pe canalul Tutorialele lui Dem. Eu sunt Damian și în videoclipul de astăzi o să vă prezint cum puteți să blurați o poză. Hai să începem! Eu am mai făcut în trecut un video despre cum puteți să blurați o fotografie. Acel video o să-l găsiți în descriere în cazul în care vreți să-l urmăriți. Și acum o să ne folosim de un site. Ca în tutorialul trecut, site-ul se numește photoram.io. Acest site îl găsiți în descriere. În momentul în care intrați pe acesta, puteți să apăsați butonul Blur Image. Acest lucru o să fac și eu. După ce ne va fi încărcat site-ul, o să putem să dăm click pe butonul Upload Image pentru a încărca pe acest site imaginea pe care noi dorim să o blurăm. Selectăm locația unde avem noi salvată acea imagine. Eu am pe desktop. O să o încarc. Acest site are mai multe opțiuni de editare foto, doar că noi o să folosim doar opțiunea Blur. Dacă nu este selectat automat, dați dumneavoastră click pe ea. Tot ceea ce trebuie să facem este să ducem acest punctuleț către dreapta pentru a mări nivelul de blur. Eu o să-l duc la maxim. Dacă nici la maxim nu credeți că este suficient, apăsați această bifă și îl mai puteți duce încă o dată. După aceea puteți să apăsați butonul Save în cazul în care sunteți mulțumiți. Puteți să puneți aici un nume cu care doriți să se salveze, eu îl las pe acesta. Iar în dreapta avem formatul în care se va salva imaginea, o să las selectat .jpg și apăs această săgeată de pe care vom downloada imaginea blurată. O să fac fereastra de la browser mai mică și o să trag pe desktop imaginea. Putem să închidem browserul. Haideți să facem o comparație între imaginea originală, adică aceasta, și imaginea blurată. După cum vedeți, cea blurată aproape nu se mai vede. Cam aceasta este diferența. În cea originală putem să observăm anumite detalii, dar în cea pe care am blurat-o acestea nu se mai pot observa. Cam acesta este rolul pixelării. Cam acesta a fost videoclipul. Știu că este mai scurt, dar și subiectul pe care am vrut să vi-l aduc la cunoștință este mai ușor. Cam atât a fost pentru azi, eu am fost Damian, vă mulțumesc pentru atenția acordată și până data viitoare, la revedere!